Deciziile economico-sociale ale Partidului Social-Democrat sunt contestate de senatorul PMP de Maramureș Iustin Dalpo și de colegii săi de partid. Acesta este de părere că lucrurile nu funcționează la nivel economic și mai mult nu înțelege de ce până acum nu s-a făcut o rectificare bugetară așa cum ar fi fost firesc. Pe de o parte vedem pe toate posturile de televiziune că avem cea mai mare creștere economică pe anul 2017, o creștere economică recunoscută și la nivel european. Pe de altă parte vedem că această creștere economică nu atrage după sine această așteptată rectificare bugetară. Cred că este pentru prima dată când ajungem imediat la final de trimestru 3 și nu avem rectificare bugetară. Asta denotă de fapt că această creștere economică nu se transmite și în buzunarul românului. Senatorul de Maramureș al PMP crede că PSD nu face rectificarea bugetară pentru că nu există bani în visteria statului. De aceea vine acum cu un nou program de guvernare, vedem că el schimbă lunar, vin cu alte propuneri. Ajută și zilele acestea au venit cu câteva idei, că nu le putem spune proiecte, că nu au fost încă depuse nici pe masa CSM-ului. Nu avem bani, acest lucru se vede, lumea a înțeles. A fost o minciună toată această politică dusă de PSD, electoratul a fost mințit. Oamenii își fac griji, mă refer și din sistemul bugetar, dacă își vor primi lăfurile până la sfârșitul anului, pentru faptul că din ceea ce aflăm noi, banii încet, încet scad, visteria este goală și atunci trebuie să punem noi taxe, noi impozite, ați văzut, pe carburant, taxa de solidaritate, toate acestea nu au decât un singur rol, de a atrage bani în bugetul statului. Iustin Talpoș nu exclude ca până cel târziu, la jumătatea lunii octombrie, guvernul Tudose să pice prin moțiune de cenzură.